carte adresată publicului larg, adresată mai mult publicului larg și presei generaliste, să-i spun. Deci, părerea mea este că astăzi suntem într-o perioadă în care nu suferim numai de o lipsă acută de educație economică la nivelul cetățeanului, care e mai mult interesat de lucruri, de aparență, de viziune foarte largă, cum ar fi prețuri, cum ar fi taxe sau impozite. Deci nu numai asta este important. Important este că asistăm la o manipulare foarte serioasă, pe care decidenții politici o fac prin elemente de natură economică, prin anumite promisiuni din programe electorale, prin ridicări de venituri, prin anularea unor taxe, fără a explica exact ce înseamnă, ce consecințe poate să fie. Și atunci m-am gândit că trebuie răspuns la o situație care s-a creat foarte evident în ultima perioadă, în ultimul an, spun eu, când toate problemele care au apărut în România legate de dezvoltare primară, cum ar fi, spre exemplu, îmbunătățirea asistenței sanitare sau educația, sau trecând chiar la autostrăzi, refuri, pensii, răspunsul era același. Nu sunt bani. Și atunci, sigur că trebuie să înțeleagă omul de ce nu sunt bani, sau dacă sunt bani și nu sunt bine folosiți, sau dacă România nu poate, prin natura ei, să creeze mai mulți bani. Cu alte cuvinte, de ce bugetul României e atât de sărac întotdeauna? Asta este motivul care m-a determinat să scriu această carte, explicând pe înțelesul, sper eu, al tuturor și a celor care n-au studii economice, că România se află într-o situație în care două curente fac o presiune imensă asupra bugetului statului. Primul curent vine din istorie, este acela al unei ineficiențe seculare pe care cercetătorii au descoperit-o prin analize statistice de perioade lungi, arată că România de mult timp nu este capabilă să își depășească condiția de țară europeană pe ultimile poziții pe care se poate posta cineva. E o țară cu probleme de dezvoltare, o țară cu probleme de modernizare. În al doilea rând, moștenim o structură a economiei pe care nu am putut să o schimbăm foarte mult în ultimii ani. O structură a economiei care este bazată pe manufacturare. Noi avem industrie. Cine spune că România nu are industrie, greșește. În România este industrie. Este chiar, privind procentul de PIB, mai mare decât în alte țări importante, cum e Cehia, spre exemplu, Republica Cehă. Numai că industria noastră este de tip manufacturier. Adică noi producem lucrurile fără să le proiectăm, fără să le dezvoltăm, fără să le trecem printr-o cercetare, ceea ce înseamnă că valoarea adăugată, valoarea care se adaugă pe acel produs, e mai mică decât ar trebui să fie. Uite, exemplul cel mai bun este la industria de automobile. Noi fabricăm și la Mioveni și la Craiova automobile de la tablă până la ultimul șurub, dar nu sunt modelele pe care le-am cercetat noi, pe care le-am creat noi. Și atunci, această structură, care a rămas mult în urmă, noi suntem la a doua sau a treia etapă a revoluției industriale, alte țări sunt la a patra, această structură nu poate depăși nivelul unei valori adăugate situată sub media europeană. Deci, ideea care este? Până când nu vom moderniza structura economiei românești, până nu vom avea din nou o activitate foarte bine pusă la punct în cercetare, în dezvoltare, cu institute de cercetări și așa mai departe, nu putem spera la acumularea de foarte mulți bani la buget. E, la acest curent, care să zicem ține de istorie, de anumită obiectivitate, se adaugă unul foarte, foarte prezent, care ține de modul de a guverna această țară. Și anume, avem încă economie neagră multă, adică economie nefiscalizată, economie care evazionează. Avem un transfer din valoarea produsă în România spre alte țări prin paradisele fiscale, prin așa numitele prețuri de transfer. Avem domenii cu o evaziune inimaginabilă, cum este alcoolul, unde miliarde de euro sunt evazionați. Sunt lucruri care țin de capacitatea reală pe care orice guvern o are de a îndrepta lucrurile. Nu nec că o schimbare a structurii economiei durează, dar o îmbunătățire a colectării prin eliminarea economiei negre sau măcar diminuarea ei este posibilă.
Toate lucrurile astea eu le scriu în această carte, în așa fel încât omul românul să înțeleagă că dacă există încă dificultăți în acoperirea unor nevoi, iar bugetul nu face față, este și pentru că nu prea știm. Nu zic că nu vrem. Nu prea știm să ne punem în valoare resursele pe care le avem. România e o țară care are încă resurse foarte mari. Statisticile mondiale arată că România este pe locul 3 în Europa din punct de vedere al potențialului de resurse. Resurse în principal agricole, și aici mă refer la teren. Terenul agricol este fantastic în România, resurse minerale, resurse naturale, păduri și așa mai departe. Dar nu prea le folosim în interesul nostru. Știți, vorbim lucruri care întotdeauna sunt fastuoase, așa, reformăm, schimbăm, dar de fapt nu facem mare lucru. Spuneam că dacă România ar fi ca o cutie de zestre plină de bijuterii și de lucruri de valoare, noi în loc să căutăm cheia ca să o deschidem, căutăm prin casă un topor sau un patent ca să o spargem, să-i luăm dinăuntru ce are ea, și mai mult pierdem timpul căutatul toporului, care de fapt nici nu-l avem, decât să încercăm să o deschidem civilizat și să folosim ce este în interiorul ei. Iar ceea ce se face în România astăzi nu este de profunzime, nu este de schimbare a raporturilor importante macroeconomice, este doar de natură, să zicem, spectaculară, creșteri de lefuri, de salarii, nu știm cât de sustenabile sunt sau nu. Este, așa cum am mai spus, o situație în care dacă am comparat România cu o casă și casa țărănească obișnuită în România, casă de paiantă, o casă pe care o mai ia și vântul, mai vin și inundații, săclatele din toate părțile, noi în loc să o consolidăm, în loc să o construim din cărămidă, în loc să-i turnăm un fundament de beton, ne preocupăm de antene telescopice, mai luăm câte un termopan, mai cumpărăm câte o plasmă, mai facem o baie de asta cu jeturi de apă. Deci totul e la suprafață, totul e de imagine, totul este de azi pe mâine. Nu e nimic făcut cu chibzuială. Asta nu înseamnă că sunt un critic al guvernului de acum. Toate guvernele de după 90 au făcut lucrul ăsta. Dacă ar fi să vorbesc cu cei care n-au trăit înainte de 1990 cu tineretul, am să le spun că așa era și înainte de 90. Tot așa era. România era, în concepția comunistă, o țară care trebuia să devină industrializată, dar noi nu aveam ce mânca. Ne era raționalizat de la pâine până la carne. N-am știut să facem o dezvoltare proporționată, egală, curată. Totul era doar de îndeplinit unele elemente de agendă politică. E, acum, eu vreau să vă spun că nu fac iluzii mari, nu cred că această carte va influența cumva gândirea economică la nivel de guvern. Pentru că în România guvernele nu prea citesc cărțile și nici nu se apleacă asupra analizelor economice pe care presa le prezintă zilnic. Analize foarte corecte și foarte curajoase. Dar sper ca ea să trezească interesul oamenilor de rând, oamenilor de pe stradă, în direcția în care ei să înțeleagă ce e posibil și ce nu e posibil azi în România. Sigur că toți am vrea să trăim mai bine, dar cât e posibil? Sau dacă trăim mai bine acum, ce vor plăti copiii noștri pentru traiul nostru de acum? Trebuie România reconstruită de la temelie. Trebuie să existe o viziune în conducerea acestei țări. Nu trebuie să existe o viziune pe termen de un an, pe termen de un ciclu electoral, de acum în 4 ani, de acum în 3 ani. Trebuie să existe o viziune pe termen lung. E această viziune pe termen lung, atât de necesară, mai ales în condițiile în care Uniunea Europeană e cum e acum, nu se poate face decât printr-un consens politic. Adică toți, indiferent de ce zic ei că sunt de dreapta sau de stânga, pentru că de fapt deosebit prea mari nu prea mai sunt, să se adune și să spună în 10 ani de zile, în 15 ani de zile, România trebuie să aibă asta, 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 asta. Iar indiferent de guvernul care va veni, trebuie să urmeze acele principii. Așa cum au făcut după război. După războiul al doilea mondial, țări ca Japonia, ca Italia, țări care s-au bazat pe un consens politic. Exemplu poate cel mai bun e Italia, unde guvernele se schimbau, unii zic chiar săptămânal. Nu era așa, oricum era o schimbare permanentă de guvern,
Dar guvernatorul Băncii Italiei, împreună cu un grup de experți, a fost în funcție 20 și ceva de ani și a ghidat acest program de consens. În Japonia nu mai vorbesc, acolo consensul a fost ținut cu strictețe pentru că au altă cultură și alt mod de interpretare a lucrurilor. Avem și noi nevoie de asta. Numai critica, războiul între partide, războiul între instituții, tot ceea ce înseamnă gâlceava asta politică, de fapt nici nu e politică. Politica nu este o gâlceavă, iar marii noștri oameni politici, așa cum se intitulează ei, care s-au evidențiat prin scandal, prin fel de fel de reclamații, prin fel de fel de lucruri subterane, murdare, nu sunt politicieni. Nu, ei sunt niște precupeți ai politicii. Politica înseamnă gândire pe termen lung, înseamnă o idee foarte clară. Am fost ales, trebuie să fac ceva pentru cei care m-au ales. La noi lucrurile astea se cam pierd. România nu este azi într-un moment foarte fericit. Pentru că nu avem încă toate condițiile ca să fim siguri că ceea ce programul guvernamental propune va fi și îndeplinit. Ceea ce propune e foarte binevenit. Am fost și sunt un partizan al modului în care programul de guvernare al PSD ALDE a fost realizat. Punerea în funcțiune însă e complicată pentru că dânșii au creat un scenariu de dezvoltare foarte frumos, foarte coerent, cel mai bun de până acum, dar plecând de la niște date care nu sunt controlabile. Am mai vorbit și multă lume vorbește despre asta, un ritm de creștere prea optimist prea mare în atragerea fondurilor comunitare, fel de fel de lucruri care încă nu se văd în politica guvernului. Dar eu nu sunt un om al apocalipsei. Cred că este încă posibil să se repare lucrurile. Cred că încă e posibil ca acest guvern să înceapă să lucreze cu adevărat. A făcut un lucru bun, acela că a încurajat sectorul privat românesc. L-a încurajat fiscal. Acum trebuie să continue sprijinirea lui, pentru că tot ceea ce noi avem, așa cum spune cartea asta mea, adică bani, nu vine decât de la sectorul economiei materiale, reale, care este în mare parte sector privat în România. Privații ăștia pe care foarte multă lume îi privește cu, dacă nu cu dispreț, oricum cu o anumită neplăcere, ca să zic așa, sunt cei care țin această țară. Statistica arată că plata impozitelor și taxelor, adică ceea ce acumulăm noi la buget, vine în cea mai mare parte de la capitaliști, între ghilimele, români. Capitalist român înseamnă și ăla care la colțul străzii face șaurma, că și ăla muncește pentru noi și ține familia, înseamnă și cel care are o fabrică și se chinuie în fiecare zi ca să pună în funcțiune. Capitaliștii români, între ghilimele, exagerez când spun capitaliști, n-au capitalul care ar trebui. Oamenii de afaceri români sunt, pe părerea mea, un tezaur al acestei țări în momentul de față pe care ar trebui să-l apărăm. Pentru că ei ne țin în viață. Indiferent de ce se întâmplă, că e criză, că se schimbă guvernul, că se ceartă domnul Dragnea cu domnul Iohannis, fel de fel de lucruri de-astea care fac deliciu presei, indiferent de toate astea, ei creează valoare, ei creează bani la buget.